Este duminică, așa că să începem un daily vlog. Și acum trebuie să mă gândesc la continuare. Am început să pun în aplicare chestia cu nelucrat în weekend. Un pic am șuntat-o ieri, dar aveam doar niște foarte mici detalii de verificat, niște lucruri așa. Dar rest m-am ținut de treabă și sunt foarte mândră de mine. Ce-am făcut astăzi, zic, am de aia un pic de... zic, de semi-balamuc aici la mine pe scaun la birou, că am vrut să fac niște poze. Odată la Woodybag de la Amazon Factiv, pentru că o să ocupă stare pe Instagram, începând colaborarea cu ei, chiar o să-mi organizez frumos contentul despre ei, mai ales că e o poveste de frumoasă, Maison Olfactiv. Și apoi văd că au revenit către mine și Notino, și o să avem la fel o colaborare într-un sistem barter real în acest an, nu știu, cam dată luna aceasta, și o să vă explic imediat ce înseamnă barter real. Barter nu înseamnă că tu îmi trimiți ce ai tu chef, dar eu scriu ce trebuie, ce îmi zici tu să scriu. Barter real înseamnă când tu îmi dai o paletă de servicii de care tu ai nevoie, îmi spui eu aș avea nevoie de la tine de asta și îți dau voie să-ți alegi ce vrei tu din serviciile sau din produsele mele. De asta v-am mai spus și în anul trecut, eu sunt foarte mulțumită de colaborarea cu Notino, pentru că nu mi se bagă niște produse pe gât, nu mi se bagă niște briefuri pe gât, mi se dau niște tematici mari. O să vedeți pe blog, o să fie articol despre cadouri de Valentine's Day. Adică e ceva general, nu sunt dusă spre ceva. Îmi plac foarte mult genul ăsta de colaborări, unde ai foarte multă libertate de exprimare. Niciodată nu mi s-au... la toate articolele pe care le-am avut cu ei în ultimii ani, nu mi se spune, vai, n-ai zis bine așa, nu spun ceea ce consider eu în felul meu, adică scriu în același fel, da, de-aia eu ador genul ăsta de colaborări, de-aia probabil am și puțin, pentru că sunt o persoană atât de ușor, adică nu sunt deloc, înțelegeți voi? Indiferent de ce sumă ar fi vorba sau de ce beneficii, de fapt astea nu mi se par atât de importante vis-a-vis de renumele meu și de reputația mea. De aia sunt ceva mai... de fapt sunt foarte selectiv și țin foarte mult la criteriile mele și la instinctul meu. Dacă ceva din instinctul meu îmi spune că acolo nu e ok, nu mă duc. Și îmi place și partea de research pe care o fac pentru branduri. Adică mie trebuie să-mi placă foarte multe lucruri la acel brand, dar nu doar să-mi placă, să am și o fundamentare de asta rațională. Că trebuie să mă duc să întreb niște lucruri, trebuie să mi se răspundă la niște lucruri sau chiar dacă nu mi se răspunde la ceva, inclusiv dacă cineva îmi spune... nu putem să-ți spunem asta, felul cum argumentează, pentru mine este un detaliu foarte important legat de profesionalism. Adică dau un exemplu. Dacă întrebi pe cineva care face parfumuri, da? Lucrați cu un parfumier sau lucrați cu nu știu ce și îți spune undeva până la un punct, dar zice, măi, astea sunt secretele noastre legate de business intelligence, adică de nu putem să dăm tot din casă, știi? Dar îmi spune, uite, din asta și sunt lucruri pe care nu vrem să le exprimăm și mai inclusiv intenția aceasta de a argumenta pentru mine are o însemnătate. Înseamnă că acel om chiar este preocupat de ceea ce face. Sunt multe alte lucruri care am învățat așa să le miros. Nu cred în pupin curisme. Vreau să vă spun că mie, de fapt, foarte multă vreme, foarte mulți ani, sunt mult mai reticentă la oamenii care sunt prea drăguți la orice. Pentru ei totul e bine, totul e frumos, tu, vai, Diana, vai. Nu, eu nu cred în chestiile cu drăguți, cu floricele, cu pupici și cu de-astea. Nu cred. Cred, adică ele...
au într-adevăr o semnătate când sunt fundamentate de fapte în spate. Dacă sunt doar vorbe, e cam egal cu zero. Da, îmi plac oamenii direcți, îmi plac oamenii care... să știți că prefer uneori genul ăla de incisivitate decât o lălăială. De aia, vai ce drăguț, vai de ce frumos, vai de aici deosebită, vai de ce... Nu. Îmi fac plăcere până la un punct. Când voi, de exemplu, îmi lăsați comentarii că nu știu că arăt bine sau că așa, sigur că îmi fac plăcere și îmi gâdilă orgoliul, dar am suficientă inteligență să-mi dau seama până unde este real acel compliment. Și ce îmi place mie, că totuși în timp, voi cei care ați rămas aici și mă urmăriți și măcar cei care comentați, sunteți oameni care nu demonstrează asta doar prin cuvinte. Adică sunteți oameni care discut și în privat, sunt oameni care am ajuns să mă și văd. Sunt printre voi oameni cu care, să zic, într-un fel am reușit să mă împrietenesc, la mine împrietenirea durează mult. Adică și eu trebuie să simt real o conexiune cu acea persoană și să fie și demonstrate lucrurile respective. Da. Știu, am... nu sunt o persoană ușor digerabilă, dar prin asta oarecum e un respect față de inteligența interlocutorului meu, indiferent cum este el. Adică nu-mi place nici să mă bag pe gât cuiva, dar nici să mi se bage cineva pe gât, inclusiv de astea cum se cheamă, colaborări duse în PR, mailing și așa mai departe. Da, bun, hai să încep să le pun și la loc. Nu știu dacă v-am mai arătat borcanul meu cu parfumuri. Un borcan mare. Ăsta a fost luată într-un PR kit de la Nivea, foarte mișto. Și de atunci îl folosesc în tot felul de mini parfumuri, în fine, travel size-uri, chestii de genul ăsta. Așa. Fac un pic de ordine. Deci am un tank de reviste. Oh. Și de cutiile astea de la Pixi care nu reușesc. Am tot zis că vreau să fac ori un make-up, ori un... Da? Nu apuc, efectiv. Nu... Da, am găsit momentul. O să vină și momentul ăla să mă ocup de ele. Aici, nu știu, am cumpărat niște chestii la Miniso. Că au nevoie de niște recipiente de pulverizare. Sacul ăsta de la Maison Olfactiv, cred că v-am mai arătat-o. Îmi place așa mult. Să vezi ce frumoasă e. Foarte frumos. Așa. Și aici am un coș de răchită în care n-a țin tot felul. Mostre diverse, da. Nu e foarte... Adică e o ordine acum, într-un final. A. Da, îmi cer scuze că mă mai tușesc un pic așa uneori în timpul zilei, după ce mănânc. Frate, deci după ce mănânc... Asta e laptele de corp, crema de corp Brazilian S cu Bupleurum chinensis și cu enzima A de la Imar, care tot o car. Baie, dormitor, camera de zi, se plimbă peste tot după mine. Îmi place extraordinar de mult textura și îmi place și ambalajul așa cum e, nu știu, foarte... Parcă e de spa, parcă e de salon. Senzația asta îmi dă. Și acum mă gândeam la o chestie, că vreau să mă programez pentru marți la masaj. Îmi place foarte mult de Raluca, de la Urban Massage. Am fost, cred că, la ea de două ori. Nu, cam așa. Vă dați seama ce tip am. Și îmi place extraordinar de mult. Este un om atât de empatic. Este un om atât de... care îți dă confort. Mie nu prea îmi place foarte mult masajul. Ca să înțelegem, că nu sunt genul ăla... Știu că sunt persoane care, stau două ore, trei ore la masaj. Dacă eu... O oră, deja după 45 de minute sunt ca Ariciu. Ce îmi place foarte mult, și o să iau crema asta cu mine ca să mă aplice pe coapse, da, pentru că are și un pic de efect de ăsta, cum se cheamă, de așa, de fermitate, de bine,
Știți povestea mea, fermitatea nu se face numai din masaj și adică numai din masaj sau fac o dată pe săptămână sport. Nu, că din alimentație, stil de viață, cum dormi și masaj și cremă și toate. Că sunt un cumul de factori. Și dar vreau să iau crema asta să văd ce zice și ea. Eu nu mai colaborez cu Urban Massage, mi-a fost și client la un moment dat, însă îmi plac serviciile lor, îmi place conceptul, îmi place ce face Romeo Tudorache acolo, face o treabă extraordinar de bună. Și de-a lungul anilor am avut acolo, deci, oameni super pe masaj. Vă spun sincer, cel mai dor mi este de Răzvan. Pe mine Răzvan m-a convins să vin la masaj, bine, afară de Romeo, care este de, cum îi zic eu, de masaj guru în capul meu. Răzvan îmi plăcea foarte mult și el la fel era extrem de empatic, extrem de cu tact, pentru că o să te gândești, băi, te duci la un bărbat, că deja chestia asta, știi, mă duc la un bărbat să-mi facă masaj, e un pic, dar el avea o chestie, parcă nu știu, parcă în intra în salon, în camera de masaj, parcă se neutraliza, că nu mai aveai, nu-ți dădea nicio senzație de disconfort, de jenă, de... pentru că, na, se întâmplă uneori, na, ești femeie, ești într-o perioadă nu prea așa, te gândești că te-ai apilat și ți-a mai rămas un fir de păr prin spate pe care el o să-l vadă când îți faci un masaj. Dar, la urmă, contează foarte mult de tactul acelui om și de felul în care își respectă clientul, să spun așa. Da, și de-a lungul timpului, acolo cât am mai avut nevoie, evident, vi-l recomand pe Romeo Tudorache, dacă mergeți acolo, că vreți o sesiune de aia de masaj, blowing your mind, așa, el e. Dar acum vreau neapărat să ajung iar la Raluca. Cu Raluca simt și o empatie, dar simt că are o empatie foarte mare. Parcă nici n-am nevoie să-i spun. Eu am, de exemplu, o problemă cu stat cu fața jos în chestia aia și nu pot să stau mult. Din totdeauna am o problemă asta la masaj. Băi, dar ea simte. Zice, hai te mai ridici un pic. Doamne, zice, eu când am o chestie asta pentru că mi s-a întâmplat să merg la Orhidea Spa și era chiar un chinezuț, un asiatic care mi-a făcut nimic de zis, era super profesionist. Dar el nu concepea, vorbeam în engleză, nu mai trebuie să stați 10 minute că n-am terminat, domnule, nu mai poleșin aici, mi se face rău, lasă-mă să mă ridic. Ca atare atunci mi s-a și făcut rău după acel masaj, aia m-a speriat foarte tare, pentru că omul ăla mi-a zis că nu, că așa e procedura, așa este masajul și el așa trebuie să-l facă. Asta este tehnica. Eu am zis, I do respect your job, îți respect munca, dar nu mai pot, știi? Asta... a fost în schimb, ce-mi place foarte mult la Raluca și în general am văzut la oamenii de la Urban Massage că se adaptează, simt omul efectiv, știi, te simte că nu ești într-o zi în care să stai foarte mult sau în fine, fiecare, asta mi s-a părut mie foarte mișto aici, deci o să iau crema asta după mine de la Imar, care apropo gagici vă recomand din toate punctele de vedere. După ce o încerci, o să înțelegi de ce o să o ia după ea prin casă. Și dacă tot suntem la capitolul Imar, o să vă arăt că am reintrodus în rutina mea asta, Morning Beauty. Deci crema aceasta, am avut-o, eu am impresia, poate greșesc, dar era parcă și în vechiul sortiment, în fine, era și sub numele de Plaj Bio înainte. Ba, da, cred că am avut-o și Plaj Bio. Cred că am avut-o și așa. Da, știu că am consumat-o eu jumătate și apoi am dat lui mama, că lui mama i-a plăcut teribil de mult. A zis, Doamne, cum poate să fie o cremă așa? Mama este, evident, în matur, are mult peste 60 de ani și anul trecut... când a avut, în fine, și acele probleme după dispariția lui tata, avea o chestie, spunea că îi se pare că nicio cremă nu mai intră în față, în ten, de asemenea spunea că și gelurile de duș, anumite geluri de duș o deranjau, anumite șampoane, era normal, era corpul care trecea printr-o traumă, printr-o tristețe, printr-o readaptare și așa. Ei, și când s-a dat cu asta, mi-a zis incredibil și am și dat
i-am și dat-o acasă. E, acum, și atunci știu, ea a fost foarte drăguță așa și m-a întrebat, dar de unde e crema asta? Cred că e foarte scumpă. Mai zic, foarte scumpă nu este. Este verde așa, pentru care mint, pantenol și cred că mai e ceva aici care îi dă culoarea. Adică nu e din colorant, e din extractul botanic care îi dă culoarea. Măi, și este... nu știu. Și ca miros, și ca textură. Mi-e place foarte mult să mă dau cu ea când fac sport. Pentru că menține și fața hidratată și oarecum, zic eu, fața stabilă. Și să, cred că v-am mai explicat eu și prin alte clipuri. Eu când merg la karate, nu vorbesc de pilates sau de yoga, acolo e ok. Adică nu e impactul așa. Eu când merg la karate, sunt îmbrăcată cu costumul ăla greu pe mine, din pânza aia, așa. Și când transpir foarte mult și mă... Vrei, nu vrei, te ștergi cu mâneca pe față, că ești cu așa și mai faci. Evident, aia e o pânză mai aspră și nu vă spun, după unele antrenamente, cum arată fața mea, că probabil dacă aș ieși imediat și m-aș întâlni cu cineva cunoscut, ar spune că ori m-a bătut cineva peste față, oricine știe ce probleme am. Ei, cu crema asta reușesc să țin aspectul ăla așa deteriorat, să țin pe loc. Evident că nu pun doar pe asta, totdeauna pun și un ser la bază, iar acum sunt foarte epizite, văd dacă l-am niciodată, nu l-am dus la frigider, încă nu l-am să frigider, este noul Facial Meat Milkish. Dar acum am reluat ăsta Mist & Tonic-ul cu CBD. Cred că o să-l vedeți în empties, da, pentru că am un flacon gol. Am văzut ce a făcut în decembrie și un pic din ianuarie, am văzut ce a făcut CBD-ul și am zis, eu nu mai stau fără asta, chiar i-am zis Ioanei, că mi se pare, i-am zis, sincer, eu nu știu ce ai pus în el, adică bine, e lista de inci. Evident, contează foarte mult calitatea ingredientelor, felul care sunt mixate și cred că mai contează ceva foarte mult la produsele Imar. Este apa. Calitatea apei. Dacă ați urmărit clipul cu vizita mea la fabrică, la Imar, e acolo un sistem de control al apei și de filtrare, adică apa care se pune în produsele Imar are calitate de apă perfuzabilă. Adică are aceeași calitate a apei care se folosește în perfuziile medicale. La nivelul acela este. Și atunci pe undeva poți să înțeleg. Pentru că este efectiv o compatibilitate foarte mare între produsele de skincare de la Imar și tenul meu. Și acum vine așa un fel de... Mi-apar mie în minte niște explicații la toată chestia care s-a întâmplat. Așa se pare că sunt vlogurile mele. Încep ceva, încep să vorbesc ceva, mă întrerup pentru că fie sună telefonul, fie intră un mail la care trebuie să răspund urgent, așa, și uit. Începusem oricum data în bucățica dinainte să vă spun de faza cu Imar, Ioana Marinescu, Plaj Bio și... Opa, mi-am mișcat Max. Da, ia, hai să-l vedeți, ia. Sus la anul. El iar este aici. Iar este aici. Da, pentru că eu cum vorbesc la cameră, la rețetăția că vorbesc cu el. Jos. Bun. Și hai să ne lămurim, mai ales că a fost și evenimentul Maison Olfactiv, care mi-a plăcut la nebunie. Băi, gama asta Beauty Seutic este neașteptat de surprinzătoare pentru mine în sensul bun. Și încă n-am folosit decât două produse, am intrat în două produse. Bun. Mă pun acum, nu știu cum să spun, de fapt știu cum să spun, întotdeauna când există o controversă în zona de media, sar mai mulți oameni decât ar sări dacă ar fi o chestie pozitivă. Dau un exemplu, da? Să zicem că se spune, băi, în București s-a deschis un nou muzeu. Cine va prea? Un lucru care mi se apărea foarte important. Și ziceam că în muzeul ăla se aduce o operă de Michelangelo. Cine vor prea? TVR1, un pic canale de știri, din influencer, probabil oameni niște agenți aia, fet, nu știu ce, și aici s-ar închide bucla. În schimb, dacă apare în presă că cu Tărica, cum a fost cu cazul cu Ploș Bio,
că două fete sau trei fete s-au dat cu creme de la Plaj Bio și le-a explodat fața, toată lumea a declarat-o pe Ioana Marinescu pericol public și național, ceea ce este o aberație. Apropo, acum recent au fost niște discuții iar în spațiu online despre alte produse de skincare. A fost un scandal și cu Lancome, cu Genifique acum câțiva ani în state. Multe, cu Purito, nu vă mai povestesc. Inclusiv eu personal aș fi putut declanșa un scandal acum câțiva ani sau puteam să povestesc despre asta la modul agresiv și să mă duc către presă și să fac așa. Eu când am avut acne după alăptare, am mers la o doamnă doctor. Atâta spun că era de la MedLife. La care am ajuns cu intervenții, pentru că avea o listă de așteptare de 3 luni. Și doctorița mea de familie a intervenit, mi-a dat numărul direct al asistentei doamnei. Așa, eu m-am dus atunci foarte speriată, pentru că mi era... secundă să mai verific pe aici mesajele. Eram îngrijorată să nu am cumva un microb pe față. Nu mi-era foarte clar dacă este acnee sau dacă este, Doamne ferește, vreo bacterie. Am mers la doamna doctor respectiv din prima. Deci nici bine nu am așezat la mine pe scaun. Vă trebuie un peeling. Eram în aprilie. Am zis, îmi pare rău. Nu vreau să fac peeling. Eu vreau să-mi identificați dacă pe ten nu e cumva o problemă care să-mi afecteze sănătatea copilului. A mea, dar mai ales a copilului. Adică copilul era încă mic, avea 9 luni și nu vreau să-mi pună mâna pe față și în fine să ia vreo bacterie periculoasă. Și ea a venit pur și simplu cu o lupă, mi-a pus, a, este acne chistică sau nu știu ce mi-a zis ea, dar trebuie făcut peeling. Stați puțin, eu nu vreau să fac peeling, i-am zis. Nu? A fost foarte așa. Mi-a zis, bine, atunci mi-a zis așa, să mă dau cu Eva Claru, care era atunci, care să mă dau de două ori pe zi, să mă dau local pe pustulele foarte inflamate cu triacneal de la Aven și singura cremă pe care am voie să o folosesc de zi cu zi de întreținere era asta de la Bioderma, Hydrabio, aia verde hidratantă, la care eu evident am spus, cu ce mă demachez? Bine, zice, vă spălați doar cu apă și un gel pentru ten gras. Și am zis, nu pot să iau apă și cu un gel pentru ten gras, pentru că eu în rest, pielea ochilor este uscată. În rest, zic, eu am un ten. Doamnă, vreți să vă treacă acnea? Și am fost așa șocată. După care am zis, bine, dar vreau să aplic și eu un SPF, vreau să mă dau și eu cu cremă de seară. Am totuși 35 de ani, sau, nu, 36, nu, 35 ani. Nu, dumneavoastră n-ați înțeles, vă dați doar cu acestea și atât. Aveam în fața mea un dita mai medicul dermatolog la care se stătea în așteptare. Cunoscut, apreciat și mai departe. Am zis ok. Poți, până la un doctor dermatolog. Am venit eu acasă, mi-am cumpărat produse respective și am început cu Eva Claro. De la La Roche-Posay. Să-l folosești dimineața și seara pe tot tenul. Bineînțeles, am evitat zona ochilor, că n-am fost atât de idiotă. Acel, cum se cheamă, de la Bioderma Sebium Hydrabio, acea cremă hidratantă simplă, și să dau cu Aven triacneal pe coșuri. De la prima aplicare, de când am pus Eva Clar pe ten, pentru efectiv am avut senzație că tenul meu se transformă în nisip. Am zis ok, a zis doamna doctor. Am rezistat eroic a doua zi, două zile, pardon. A treia zi mă mânca fața în așa hal, încât m-am speriat să nu am o reacție alergică. Ok, m-am oprit. Am păstrat aceste produse, dar am completat, contrar indicațiilor doamnei doctor, cu o demachiere în doi pași, pentru că eu așa fac de când sunt. Adică un lapte demachiant gras și un gel de curățare mai blând. Am folosit cremă de ochi, am folosit SPF. N-am mai folosit Eva Clar decât o zi, da, trei zile, nu, aici, colo. Și în cam două luni de zile m-am tratat. Mi-a revenit complet cu tenul. Ce ar fi trebuit eu să fac, nu? Dacă eram sărită de pe fix așa și pornită să fac ură. Să-i spun numele doamnei doctor, să arăt să fac poze, pentru că credeți-mă, după două zile, doar două zile de patru aplicări, că așa mi-a spus, să mă dau o lună de zile, dimineața și seara cu Eva Clar pe tot tenul. Dacă eu deja a patra zi aveam zone de roșeață
mâncărime, exfoliere. Vă dați seama cum aș fi arătat eu peste o... Dar atunci, dacă îmi făceam o poză, nu vă spun ce hal arătam. Da, și cu rețeta în mână. Eram cu rețeta în mână. Se poate întâmpla. Reacțiile pe piele și reacția noastră la diverse produse cosmetice este foarte diferită uneori. Și mai ales în situații acute. Nu contest că n-au fost una, două, trei persoane care să nu se fi înțeles cu produsele Plush Bio. Eu care, mă știți, ador Guerlain, da? M-am trezit folosind samples din acel ser cu acid glicolic, la mișto, cu două așa, și nu știam de ce îmi rămâne lungă roșie, de roșeață. Și mă mânca. Mă zic, ce are asta? M-am uitat pe șantioane, m-am... Și zic eu, ia stai să mă uit eu pe site-ul Guerlain să văd lista de ingrediente. Și văd acolo acid glicolic. Eu nu duc acid glicolic. Mie și din tonerul ăla de la Pixi, dacă îmi pui pe față, e instant așa, se face dungă roșie și mâncărime. Ca tare, nici eu, de exemplu, nu folosesc de la Plush Bio produsele destinate tenului gras. Nu am ce să fac cu ele. Da? De la Imar. Persoanele acelea care au avut probleme respective, au avut probleme respective, a existat, apropo, și există totul transparent, expus ce s-a întâmplat la acel proces, însă de acolo s-a stârnit un val de ură complet neexplicabil din punctul meu de vedere, pentru că eu și la ora aceea, și am, la ora respectivă, și am scris atunci, cred că și pe blog, că eu am intrat, când a fost în, era vâlvătaia mare, am intrat pe site-ul Plush Bio. Să mă uit efectiv în listele de inci ale produselor. Uitându-mă acolo, am încercat să-mi dau seama ce ar putea provoca reacții atât de nasoale pe un ten. Formulele de acolo nu aveau nimic. Pieși din comun, nu era gen acid glicolic sau nu știu ce în prima asta, nu avea... Aveau, să zicem, nu știu ce, retinoid sau, Doamne ferește, acid retinoic, asta nu. Erau niște formule firești, hai să zicem, poate mă gândeam eu acum, ai putea, adică persoana care ar fi reclamat să fie alergică la lavandă, cănunele, lavandă sau, nu, era ceva, un ingredient natural, pentru că putem fi alergici la produse naturale. Eram PR la Jonzac când am avut un caz cu o doamnă care se irita permanent de la crema cu hamamelis. Și până la urmă s-a dovedit, a mai folosit și alte produse cu hamamelis și a văzut că într-adevăr are o reacție alergică la hamamelis, da? Și nu a mai folosit produse cu chestia asta. După care eu am contactat direct. De-aia eu n-am înțeles, fabrica este acolo. Adică toți acești hateri puteau oricând să se adreseze direct și să cerceteze, să facă acea muncă de cercetare de ziarist, că au fost ziariști care s-au ridicat cu poalele în sus. Și atunci eu am solicitat, am avut o discuție pe e-mail cu Plush Bio și în final am agreat, am zis da, sunt de acord să primesc câteva produse să le văd. Și am primit produse din diverse categorii, și de curățare și de... despre care nu v-am scris imediat, pentru că mi-am luat eu timp. Am stat, m-am dat cu ele, le-am mai dat și la alte prietene, în jur. Reacția a fost că, mi-aduc aminte de o amică de-a mea, a zis, am tinerinat micelara aia cu portocale, mai îmi dai una? Zic, îți cumperi. Așa. I-am spus atunci a Ioanei, nu mi-a plăcut ceva cu ilang ilang ca miros. Eu fiind, într-adevăr, nu prea mă înțeleg cu ilang ilang. În rest, tot ce am încercat nu mi-a provocat absolut nimic. Am dat la oameni în jurul meu. Ce am avut eu, chestii de miros, de nu știu ce, dar care mi se întâmplă la toate brandurile pe care le am aici în casă, de cosmetice și de așa mai departe. Așa. Am mai continuat, am mai cerut. Ca până la urmă să mă trezesc că erau câteva produse care îmi plăceau foarte mult. Și eu atunci, știu că am avut un moment, chiar discutam cu un amic de-al meu și ziceam, băi, eu nu înțeleg ce reacții puteau crea aceste produse. Nu-mi dau seama, nu conștientizez și mai ales zic, nu înțeleg pe toți acești ziariști, oameni care au dat cu hate, de ce nu au scris? Pentru că atunci când am vorbit cu Ioana Marinescu, chiar că la ceva vreme am vorbit cu Ioana Marinescu la telefon și am zis așa,
nu există la noi să scrie cineva din zona de presă care să nu toamne, dar nu oricine. Adică eu am văzut apoi, intrând în discuții, nu știu ce, oamenii ăștia sunt la orice fel de mail, la orice fel de întrebare, la orice... Nu există. Nu e ca și cum sunt undeva ascunși într-un bunker și pleacă cremele de acolo. Nu, ei sunt transparenți. Dacă vă duceți, dacă plecați de la București pe DN1 și o luați în dreapta spre Mănăstirea Ghighiu, adică vă duceți spre Buzău, deci ați ajuns până la rondul acela din care pleacă un drum spre Ploiești, un drum spre Buzău. Și vă duceți spre Buzău, mergi nu știu cât, 100 de metri și te uiți pe partea stângă. Este fabrica cu gard prin care se poate vedea, cu geamuri transparente. Îi vedeți pe oamenii acolo cum lucrează. Nu e ca și cum ar fi niște oameni ascunși. Adică oricine din presă, oricine din blogger, oricine se putea duce acolo și vedea cu ochii lui despre ce este vorba. Nu se transforme în caz de ură națională, pentru ce? Și chiar m-am uitat la... Eu am rămas surprinsă inclusiv de aluziva, că și a stigmatizat acest caz. Am venit să-i spun, da? Am mult respect pentru aluziva pentru că ea face foarte multă activitate de asta de cum se cheamă, de bine, filantropie, nu știu ce, de ce are fundații, din totdeauna a fost un om care dar ea, mai ales că ea a fost ziarist. Bă, frate, pune mâna pe un telefon, bun, sunt ziarist la noastră, uite, am citit despre asta, vreau să fac un clip despre asta, ce punct de vedere aveți? Hai să fac niște documentații. Nu, pur și simplu, adică nu era ceva de, nu știu, să suni, încercați, vă rog frumos, să dați un mesaj la Lancome, pentru că eu, apropo, de serul jenific și problema mea, reacția mea de mâncărime și de usturime la serul jenific, am dat mesaj pe Facebook la Lancome România și am primit răspuns peste 6 luni. Când am dat mail la Plaj Bio, mi s-a răspuns în câteva ore. Cu detalii, cu tot ce am vrut eu. Înțelegeți ce zic? Da. Ce era să fac? Să-mi ridic poalele în cap și să spun, eu dacă aș fi continuat să mă dau cu Lancome jenific, să zicem o lună, cred că obțineam și eu niște poze cum aveau fetele respective, care au declanșat, care se pare că au declanșat. Nu, adică, bă, hai să fim maturi, să stăm drept, să stăm strâmbi și să gândim drept. Știi? Adică, nu. Ah, că nu-ți place de figura unei persoane, că nu-ți place de felul ei. Astea sunt chestii personale. Mie, de exemplu, da, nu-mi place în acest moment de managementul care este la grupul Guerlain. Nu-mi plac oamenii ăia. Mie nu-mi place de, cum o cheamă, tipa care este acum, make-up artist international, developer sau whatever pentru linia de make-up. Nu-mi place de ea. Iar eu am aici, deci, până în decembrie, când anul s-a strânat baie, m-am cumpărat produse de make-up de la Guerlain. Deci, nu... Bine că poți să ajungi la un moment dat să nu-ți placă atât de mult de niște persoane care sunt în, de ei ca figură, ca nu știu ce, nu le mai cumperi produsele și asta e. Să fac hate. Adică să spun că produsele de la Guerlain sunt proaste, dar doar pentru că mie nu-mi place de mutra acestei tipe, violet, nu știu cum o cheamă. Sau, de exemplu, na, nu, mai sunt alte branduri mari, al căror PR nu îmi place. Eu acum ce să mai vreau? Să nu mai cumpăr deloc brandul respectiv, să nu mai cumpăr Hermes pentru că nu-mi plac creatorii de parfum care sunt acum? Nu. Da, adică sunt niște lucruri. Eu încă, deci, le-am zis mai multă lume și vă zic și vouă. Eu folosind acum produsele, uite, aici am untul de corp de la Maison Olfactiv, încă am această întrebare. Da, nu. Nu contează. Mie, de exemplu, nu mai îmi plac produsele de la Vichy. Și Vichy, la 25 de ani, era brandul meu de suflet. Dar m-ați văzut vreodată că am ridicat, am făcut, mamă, nu mai este pentru mine, nu mai este ok. Idealia, gama Idealia, care la 31 de ani mi se părea interesantă
și îmi plăcea, era serul acela. Acum nu-mi place pentru că este mult prea parfumată și mult prea lejeră pentru mine. Că nu... That's it, L'Oréal Paris. Nu mai îmi doresc produse L'Oréal Paris de foarte multă vreme, pentru că nu sunt ceea ce vreau eu. Am descoperit produse mai bune în timp. Nimic de zis. Mi-aduc aminte la în liceu când am cumpărat prima loțiune tonică de la L'Oréal Paris. Mică, o țineam, era... O țineam în bibliotecă, lângă cărți, despre ce vorbim. Adică era așa, un produs iconic pentru mine, da? Să mi-aduc aminte, Doamne, primul eșantion de la Garnier, primit din Franța, fetelor, îl țineam prins cu clește de rufe, în frigider, și mă dădeam cu câte o picătură în fiecare zi. Făceam, Doamne, cât e de plăcută. Aveam 17-18 ani, da? Despre ce vorbim? Acum Garnier, da, e drăguț, e un brand, mai mi-au câteodată un balsam de păr sau un șampon, dar nu mai am ce să fac cu produse de skincare. Măști mai... Nu, adică nu mai sunt pentru mine. Nu pot să țin acum o odă lui Garnier, dar nici nu pot să-l trășuiesc. Că nu, de ce? Nu mai e pentru mine. Și atunci eu nu am înțeles și credeți-mă că nu înțeleg nici până astăzi ce a fost cu toată chestia asta. Sau pot să înțeleg doar că a fost un act de răutate complet gratuită, care eu cred că pentru un om matur este o lipsă de respect în primul rând față de sine. Adică eu, dau un exemplu, eu acum să folosesc o lună de zile de la Guerlain, serul ăla, ziceți, cu acid glicolic, îmi umplu fața de, cum se cheamă, de răni, pentru că dintr-o roșiață, peste roșiață, peste roșiață, se va face rană. Și peste o lună ies cu clip, Guerlain mi-a distrus fața. Apropo, acum este un nou scandal în piață cu Guerlain, cu crema lor. Au scos acum o cremă. Imaginați-vă că i-am modificat deja de două ori numele. Și e mare problemă. E mare problemă, a bubuit. A bubuit, uitați-vă în zona... Apropo, de ce acești influencer care sunt atât de preocupați de consumatorul de cosmetice, de ce nu au preluat și ei cazul Guerlain să povestească despre în România? Că e o minciună, ce se spune acolo, că e o cremă inspirată din fizica cuantică sau nu știu, e, da, în fine. Adică sunt niște promisiuni, face Guerlain prin această nouă gamă, ceva de domeniul fantasticului. Adică așa, și au fost niște influenceri în Franța care au luat și au făcut i-au trășuit și e un clip care cred că a ajuns, să nu două clipuri. Guerlain iese și de la astea a plecat valul de acum o lună. Și dacă mai vedeți aici, Guerlain s-a crem cuantic. E unui YouTuber care are 180.000 de abonați. Clipul a ajuns într-o lună la 323.000 de views. 1904 și edita mai scandalul, a mai făcut un clip. Iar în urma lui au mai apărut alte reacții. Uite, altă fată, Beauty Garden cu 10.000 de views, Guerlain e sa crem scandalez și tot așa. Adică există tot felul de reacții, inclusiv prin presă și în fine. În presa din Franța a fost un scandal, ca atare acest YouTuber a primit un fel de sumație din partea grupului Guerlain să scoată acest clip. Evident că omul nu l-a scos pentru că el nu folosise acolo un limbaj de hate, ci era doar o chestie ușor ironică, pentru că Guerlain spunea că această cremă activează nu știu ce lumină cuantică. Bă, o chestie de-aia. Așa. N-am văzut să se sesizeze nimeni din acești apărători ai skincare-ului din România. Atenție, sunt ironică și pe bună dreptate. Adică după ce stigmatizezi și crucifici un brand românesc doar pentru că ție nu-ți place figura unei persoane sau că te-a apucat așa dintr-o dată un elan de nu știu care, dar nu te deranjează totuși un scandal care apare la nivel internațional sau nu faci un follow-up? Adică dacă ai făcut atâta scandal, de ce n-ai revenit după aia? Păi bă, stați un pic, că a apărut în presă, oamenii s-au lămurit, procesul ăla s-a terminat, totul e pe piață. Puțin acum magazinul Maison Olfactiv este în Băneasa Shopping City. Orice influencer care s-a tras cu curul de pământ
poate să se ducă acolo să pună cu mâna lui, să pună mâna lui acolo pe produse, pe testere, pe așa. Poate să o cunoască pe direct pe Ioana Marinescu, la putea să vină pe la eveniment. A fost evenimentul făcut în mall. Nu a fost făcut undeva în circuit închis. Ea este foarte prezentă acolo. Unde? Unde sunteți? Adică eu asta n-am înțeles, știi? Adică nu facem follow-up. Ce fel de gazetari suntem? Sau oameni care facem research sau oameni care suntem în online și spunem că ne susținem comunitățile și că ne ajutăm comunitățile. Păi cum i-ai ajutat? Ai aruncat o răutate și după aia te-ai întors. Eu personal am pățit chestiile astea. Nu mi-aduc aminte în ce proiect sau în... ce au fost niște alți influenceri care au intervenit pe lângă niște PR și au spus că eu sunt o... Păi nu mai știu. În fine, au spus oamenii niște lucruri despre mine, astfel că eu am ieșit de pe listele de PR ale unor oameni, din niște branduri, al unor oameni care lucrau la branduri. Pe un moment normal că m-am supărat, dar după aia am zis, păi stai puțin. Dacă omul acela, PR-ul acela de la acel brand a hotărât că nu mai vrea să lucreze cu mine pentru că X și Y au spus nu știu ce despre mine, păi stai puțin, eu nu mai vreau să lucrez cu acel om. Adică dacă tu îți bazezi profesia ta pe zvonuri și pe discuții de bârfă, eu nu vreau să lucrez cu tine. Adică nu. Partea de colaborare profesională, partea de colaborare profesională, chiar dacă nu-mi place mult trata, apropo, sunt branduri unde nu-mi place în mod special figura sau personalitatea, atât cât o pot percepe eu, a omului care este în spate. Profesional nu mă interesează. Da? Eu nu iau acel colaborator acasă să mănânc cu el, să dorm cu el, nu-i treaba mea. Și mai e o chestie, ne respectăm în relațiile profesionale. Nu trebuie să ne placem. Da? Da. Te-am avut, eu m-am avut inclusiv, uite, de peste 10 ani de când sunt freelancer, eu am lucrat cu oameni care personal nu mi-au plăcut, n-am avut niciun fel de chimie, eram cu preferințe, chiar mi-am aminte că la un moment dat m-am ocupat de un brand mic de skincare, în fine și nu mă înțelegeam personal, că aveam aspirații cu totul diferite, dar partea profesională am mers câteva bine, câteva luni bune, pentru că oamenii aveau niște lucruri de făcut și nu aveam nicio treabă, adică n-am nicio problemă că nu-mi place figura ta, că nu-mi place stilul tău de viață. Pe mine mă interesează strict partea profesională. Ce am eu de livrat, tu să-mi plătești factura, eu să-ți livrez, tu iar să mă plătești și așa mai departe. Înțelegi ce zic? Da. Trăgând o linie, toată lumea care emite un hate, o ură, o învrăjbire, este bine să verifice un pic lucrurile înainte. Cum la fel și când faci niște complimente. Mai ales pe care le arunci în spațiul public. Măi, verifici înainte. Alea chiar sunt așa atât cât poți, atât cât îți permite. Dar faci, dedici, nu dintr-o dată, pac, am citit în presă, această cremă le-a stârnit coșuri la 3 fete. Mamă, să fac un pic de scandal. Chiar, apropo, aș vrea să văd fix, deci pe toți acești ziariști și oameni din online, cum se răscoală ei pentru o altă problemă mult mai gravă, și anume magazinele cu chipsuri și cu cola care se află în cadrul școlilor de stat. Nu știu dacă știți, școlile de stat sunt administrate de primării, iar primăriile au permis ca în interiorul școlii să se deschidă un mic magazin, ceea ce este absolut normal, că până la urmă copilul are nevoie, ca în timpul orelor, poate să-și ia o sticlă de apă, un șervețel, o fetiță care a venit ciclul la școală, poate are nevoie să ducă să-și cumpere un tampon. Tu nu ai avut timp să-i faci pachetel, să știe că poate găsi un biscuite, da? Dar nu chipsuri, nu cola, nu băuturi energizante. Este plin Bucureștiul de magazine și nu o grămadă de orașe unde școlile de stat au în interior aceste magazine, în interior, nu lângă. Înțelegeți ce vreau să spun? Ei, aș vrea să văd toate aceste comunități și alea chiar. Deci lucrurile astea chiar sunt periculoase, pentru că copiii se umplu de chipsuri și de sucuri. Că nu stă nimeni să-i verifice în pauză ce zic, și nu e treaba profesorului să spună ce mănâncă. Și ne trezim
cu obezitate, diabet și alte lucruri. În școala unde este fiul meu, deja se întâmplă lucruri de genul ăsta. Copii care sunt supraponderali, pentru că vin la școală, părintele de bună credință, ok, mai pune un pachetele, mai pune un bănuț, dar copilul se duce la magazin. Deci acolo ce vede? Chipsuri de 7 feluri. Mai mănâncă el sandwich-ul tău cu salată și cu șnițel, după ce el vede 7 tipuri de chipsuri acolo. Spune tu unui copil de 8 ani chestia asta, de 9 ani. Nici la 12 ani. Da. Acolo vreau să văd toți acești... Tadam, tadam. Oh. Acolo vreau să-i văd. Că fac toată ziua content și spun să scoatem aceste magazine din așa, da? Dacă toți sunteți militanți. Și închid acest subiect. Și mă întorc la treabă și văd când mai apuc să mai filmez astăzi, că vreau să termin toată daily vlog-ul ăsta să-l urc pe YouTube. Am făcut un duș. Pentru că oameni buni, afară sunt 10 grade la ora 9 și 17. Caloriferele mele duduie, gata, în casă s-ar depăși 27 de grade. Asta este avantajul, să stai într-un bloc vechi, în centrul Bucureștiului. That's it. Da, sauna e la mine. Sauna, efectiv, deși nu e sănătos. Hai să vă arăt așa cam cum decurge o zi de muncă, cum încep. Deci am fost acum, am făcut duș și, de exemplu, am de pregătit un, să zicem, un comunicat de presă pentru un client. Mă așez la calculator și încep să-mi adun toate informațiile, tot ce am nevoie, el este deja început, e draft, a fost discutat parțial cu clientul. Știți ce povestesc? Da, pentru că, apropo, o să fac și clipul cu Q&A, să că între timp trebuie să mă dau și cu crema de mâini. Aici este atârnat TRX-ul. Îmi cer scuze, dar azi dimineață m-am întins un pic pentru că mi-au crema de mâini, crema de mâini, o crema de mâini. O să iau Milky Shu de la Imarca, tot trebuie să mă dau un pic și pe corp. Așa. Este ăsta aici pentru că m-am întins un pic. Că mai am o întindere pe spate de la tuse, am fost ieri la Pilates, wow, deci s-a diminuat fantastic durerea pe spate, nu vreau să continui. Așa. N-am mâncat nimic pe la ora asta și sunt trează de la 6. Bun. Să scot un pic de cremă. Da. Și asta de vă ziceam, în clipul Q&A o să fac și un capitolaj să zic ce am făcut, frate. Deci, gata. Îl țineam cu o mână și nu puteam să scot. O să mă dau și pe picioare. Acum voi nu vedeți? Nu vedeți. Așa. M-ați întrebat acolo, a fost, cred că, Silvia, care nu știu dacă mi-a lăsat și întrebare și... dar cred că mi-ai lăsat și mesaj privat, Silvia, așa-i? Cum este să fii freelancer pe domeniul de comunicare, ce fac eu, cum te descurci cu toate taskurile, e ok, e... cum faci efectiv lucrurile astea. Și eu am mai zis-o și cu alte ocazii în contexte de-astea face-to-face, pentru că m-am întâlnit cu cunoștințe mai tinere, să zic, după ce am ieșit eu din corporanție în 2013, deci acum 11 ani, și oamenii m-au întrebat, vai, ce curajoasă, dar ce bine, ce... Și am zis, nu. Nu. Nu, este atât de ușor pe cât pare. Pentru că te-ai angajat cu contract de muncă, a trecut perioada de probă, foarte greu să-ți se mai desfacă contract de muncă. Că lucrezi mediocru, slăbuț sau excepțional, tu ai același salariu pe data, mai ales în corporațiile mari, în firmele mari, așa, data de 5 sau de 10 sau vine salariu, tu l-ai luat. Indiferent că tu luna aia ai fost la înălțime, indiferent că ai fost mai mediocru, salariul vine. Da? Te-ai îmbolnăvit, îți iei concediu medical, nu se întâmplă nimic, adică nimeni nu o să te someze după aia că nu s-a făcut treaba sau așa mai departe. Din punct de vedere legal nu te poate soma nimeni. Ca freelancer, ești mereu în căutare, cel puțin pe zona de comunicare. Trebuie să fii mereu în căutare de clienți, trebuie să fii mereu vizibil, trebuie să fii mereu relevant. Nivelul de muncă pe care îl livrezi trebuie să fie mereu peste medie ca să creezi o relație bună cu fiecare client. Asta înseamnă că tu trebuie să depui tot timpul efort
îți permiți, e, las că luna că mai stau și mai pe mai. Nu, eu când plec în concediu, am laptopul după mine. Nu pot, adică, și dacă da, uneori știți că am mai anunțat. Două zile am oprit complet internetul, da? Dar mi-am avertizat, mi-a scris clienților, dacă erau lucruri, eu inclusiv îmi programez mail-urile, nu știu dacă știți, Gmail-ul permite asta. Deci scriu astăzi un mail care ar trebui să plece, să zicem, joi. Și îl programez de astăzi, știi? Așa. Și întotdeauna le spun clienților, intervine ceva, o problemă, o criză de imagine, o reclamație, apare un proiect care trebuie negociat, ceva sau nu știu ce, m-ați sunat, ați sunat pe telefon, nu-mi scris pe WhatsApp sau mail. Că eu mai au, de-a lungul, așa, în timpul anului, iau vreo 3 pauze de câte o zi, două, complet, fără conectare la internet. Adică, da, de sunat nu pot suna. Și, da, adică, nu e ca și cum, când ești corporativ sau ești angajat, bă, când aveai concediu, aloha și la vară, te sună șeful în concediu, nici nu-i răspunzi. Pentru că nu ești obligat, e concediu, este timpul tău liber. Eu nu pot să-mi permit așa ceva. Dar cum? Păi am fost cu viroză și n-am putut intra într-un training, pentru că am avut voce. Și mi-era atât de rău, că nu puteam să stau în fund. Am avut, a fost ziua aia cea mai nasoală. Atunci a fost singurul moment când efectiv am dat failure. Atât am reușit să-i scriu o colegii mele, îmi este foarte rău. Eram în situația în care să-l rog pe soțul meu să-i scrie. Dar totuși m-am ridicat din pat, atunci a fost groaznic pentru că nu dormisem. În noaptea de dinainte dormisem doar o oră din cauza tusei, iar noaptea respectată vreo 2-3 ore. Deci eu practic în decurs de 48 de ore am dormit 3-4 ore. Nu puteam. Fetelor, credeți-mă, abia mă duceam la toaletă, îmi cer scuze, cum spun, așa, au fost două zile mai grele, după aia am revenit. Dar s-a nimerit că ziua aceea complet grea a fost zi când am avut un training online destul de important, pe care eu l-am ratat. Dar nu eram în stare nici din pat să-l iau. Dar aminte, atât, ei, când ești freelancer, tu trebuie să-ți ai tot timpul un backup, tu ai tot timpul un plan de rezervă. Pentru că nu e niciun contract, nu e bătut în cuie. Un contract de servicii, cum este în cazul meu, s-au împățit să am contract, să am om cu care am discutat ochi în ochi și am stabilit că lucrăm un an de zile, am lucrat 3 luni, nu mi-a plătit nicio factură și după 4 luni mi-a mai răspuns nici la telefon, nici la WhatsApp, nici la nimic, nici la telefonul de la firmă. Când sunam la el la sediu, nu răspundea nimeni. Și am rămas cu 3 facturi neîncasate, o muncă de 3 luni și după aia când am vorbit cu contabilul meu, mi-a zis așa, te costă mai mult un avocat și un proces ca să-ți recuperezi banii decât pierderea în ține. Las-o așa și la revedere. Da? Asta ca idee. Și acum chiar nu mai pot stau de vorbă cu voi, pentru că îmi blincă aici toate astea. Și da, deci freelancing nu înseamnă ceea ce vedeți voi. Vai, am început o afacere. Astăzi merg la sală, mâine merg la nu știu ce, sau nu știu, frate, poate ori fi niște domenii de activitate unde poți să fii așa zen toată ziua, să lucrezi o zi pe săptămână, rest doar să mergi la sală, te întâlnești cu fetele. Ori fi, frate, nu contest. Dar dacă aflați, spuneți-mi și mie, poate mă reprofilez. Da, cât am stat eu pe la calculator, mai simt nevoia un pic să-mi hidratez brațelor și revin întotdeauna cu foarte mare plăcere la crema aceasta de ochi, ce bine ar fi dacă aș focaliza. Este la Bondi Skincare și este cu vitamina C și cu green coffee, green coffee beans extract. Îmi place și ieșirea asta de canul. Aici este un pic auriei, așa. Și nu știu, mie întotdeauna îmi reconfortează zona de sub ochi și o și iluminează. Hai că am găsit o tehnică să mai dau așa pe sub ochi. Mă dau pentru că intenționez să mă și machiez un pic poate astăzi. Da, bine, astăzi sunt în plin sindrom premenstrual și fetelor, pe măsură ce perimenopauza se împrietenește cu mine și eu cu ea, sindromul premenstrual îmi usucă pielea. Teribil. Deci, mă uit. Pot să mă tartinez cu tone de creme. Nu se vede luciu, nu se vede nimic. Știți cum e absorbită în epidermă? Deci epiderma mea zici că e ca un copil de la mic care
a intrat într-un magazin de jucării și eu am făcut o rutină complet, atenție, și la 6:30 dimineața când m-am trezit. Acum dacă am făcut duș, m-am sulat pe păr, m-am mai dat cu, iar pe față. Bine, după ce m-am spălat pe păr, așa m-am dat, doar că nu era, nu-l simțeam suficient deshidratat, m-am dat cu, nu știu ce aveam pe acolo pe la baie, ceva, o cremă hidratantă simplă, nu știu ce am luat. Pur și simplu, adică e ceva de domeniu fantasticului, adică pot să mă dau și o să iau acum și, nu, o să dau acum cu SPF-ul 30 de la Mara Blue cu cremă pentru corp, am și niacinamid, am și caviar, mă dau cu ea. Ba nu, o să le combin pe amândouă, Morning Beauty și cu Mara Blue. Nu, este ceva, deci este hidratat, dar nu știu, am un disconfort. Am un, mai vorbeam și cu alte tipe ca mine, trecute de 45 de ani, bine, doamne, asta fac 47 de ani. De ce ești supărat, Max? E sau eu s-a supărat? Da. Vreau să dau un pic din Morning Beauty. Pentru că trebuie. Da. Și nu, tenul meu parcă zici că e burete, efectiv, dar un burete care nu se mai satură. Nu știu. Uneori și eu mă întreb unde intră ta cremă. Ce epidermă avea, nene? E o epidermă fericită, în mod cert. Gata. S-a dus. Vai, și asta e pur și simplu o încântare, această cremă. În toate punctele de vedere. Da. Ei, și acum vin cu asta, pentru că și asta e o textură foarte ușoară. Să mai beau o gură de ceai. Peste... Da. Și uitați aici. Apă, ceai, suc de fructe. Nu sunt foarte fericită de acel suc de fructe, pentru că este de la Olympus. Adică nu e un suc de fructe, cum mi-aș fi făcut eu. L-am amestecat cu puțină apă, când pot să-l beau așa. Dar spune că e suc provenit din concentrat de fructe din Grecia. În Grecia am descoperit noi Olympus și după aia am început să-l cumpăr și în România. Și acum iau și Mara Blue. O să iau numai o pompiță de data asta. Și asta o aplică. Ca asta mi-a dat și SPF-ul 30, mai am un caviar, deci mai am acolo ceva și revitalizant și emolient, mai am și acid hialuronic, deci e totul bine. Asta o dau și pe ochi, că vreau să-mi protejez ochii normal de... Bănuiesc că astăzi e un UV index mai crescut în București. E foarte soare, e foarte frumos. Da. Ei, asta am pus ceva mai multă, că na, e cu SPF și vreau să am tot ce trebuie, dar eu cred că v-am mai zis. Eu nu folosesc SPF zi de zi. Da, e pe responsabilitatea mea. Nu folosesc SPF în fiecare zi. Nu am ce să mă gândim, ce să... Mă uit după UV index, date site-urile astea de meteo. Adică nu... Eu, de exemplu, dacă mă ies câteodată iarna, afară și este soare un pic, eu chiar stau așa cu fața un pic în soare. Câteva minute, 4-5 minute. Simt nevoia de contactul ăla cu soarele, nu știu... E, cred că în ființa noastră, ca vietăți, să iubim soarele când ne aduce beneficii. Evident, când în București au fost 35-40 de grade și soarele ăla dă leșinam, am stat în casă, cu aer condiționat pornit, am avut zile în care am ieșit doar, ori ieșeam foarte dimineață la 7-8, ori ieșeam seara după ora 22. Spun asta pentru că vreau să mă înțelegeți că și eu, adică și eu care iubesc skincare-ul și mă interesez, am și eu propriile mele alegeri și mi le asum. Adică sunt convinsă că dacă o să-mi iasă pete pe față sau ceva, știu de la ce. Pe de altă parte, eu sunt pistruiată de când m-am născut. De când părinții mei mi-au zis, totdeauna ai fost pistruiat, ăsta e felul tău. Acum nu prea. Și dacă vedeți, aici așa aș mai avea. Roșeața în barbă, o am la fel de când mă știu eu, deci e când eram mică, dacă mă și uitam și pe pozele alea alb-negru se vede așa o mică umbră. Așa mi-e în felul meu, știi? Na. Bun.
Așa că astăzi o să mă și machiez un pic. Dacă prind, mă aranjez. Va fi o premieră. Ba nu, știți când m-am machiat acum, când a fost mezon olfactiv, că dacă, evenimentul, că dacă tot m-a coafat Coco, am zis, cum n-am duceam și eu la eveniment, am făcut și eu un pic la ochi și așa, am și scris pe Instagram, eram așa mândră de mine. Băi, și pe de altă parte așa e, un pic de coafat, un pic de machiaj, mă, te schimbă dintr-o dată. Adică, nu trebuie să faci nici, n-aveam fond de ten, n-aveam corector, n-aveam primer, aveam pur și simplu, deci pudră carun, știți cum am luat, fliș cu fliș, pac, 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 adică totul era minim, minim, minim. Și te schimbă. Deci, un gram de make-up și faptul că după ce mi-am spălat părul a venit Coco și mi l-a întins el cu perea. Mine asta e că trebuie să știi și cum să faci. Da, mie îmi place machiajul cât mai redus. Și am reușit să mă machiez, m-am desfăcut părul din alea, m-am îmbrăcat. Gata, sunt, mi-am luat forma, mi-am luat forma de om civilizat. Adică așa? Da. Hai să vă zic cu ce m-am machiat. Deci la ochi am dat cu... Dați așa să vină și arăt. La ochi. M-am dat cu acest creion Fard Button. Așa. Cu acest liner de la Chanel, care e tocarioca. Și nu mai știu cu ce rimel m-am dat. Cred că m-am dat cu ăsta de la... Că mai am un pic din ăsta de la Gero Vital. Și pe buze m-am dat cu un gloss Chanel pe care l-am băgat în poșetă. Părul, după cum știți, acum e spălat și tratat cu șamponul și balsamul de la Marc Anthony plus crema de modelare bucle, așa, și m-am dat cu uleiul de păr de la Kion, ăla șmecher. That's all. Ca să, așa, să vă arăt și parfumul care m-am dat. Păi, băi, ce credeați? Direct cu Adulter m-am dat. Dracu, adultă, și o să mai dau puțin. Îmi place să văd cum se agită particulele de aur în el. Da? Doamne. Mai rar un parfum dulce, care efectiv să te poți da cu el în exces. Și să nu te deranjeze, doamne. Oameni buni. De nu, trebuie să o iau altfel. Luați întâi mostra. Luați întâi ăla de 10 ml, gagicilor. Special pentru gagice. Mostra, că mostra e câțiva lei. Eu dacă aș putea, acum v-aș transmite sau veniți la Băneasa și mirosiți Adulter. Prima dată mirosiți Adulter. Și după aia puteți să-mi ziceți cum vreți voi. Că sunt exagerată, că sunt așa. Băi, toată lumea, deci toată lumea care a fost la eveniment, toată lumea care am vorbit, care a încercat parfumul ăsta, toți mi-au spus, băi, e foarte mișto și inclusiv bărbații. Da. E, nu știu. Și am ajuns eu înapoi acasă. După niște drumuri de astăzi și am avut așa niște revelații personale și mă bucur. Știți, am observat că începând cu anul ăsta mi se concretizează foarte multe schimbări și iluminări în viața mea la care muncesc de niște ani. Și cu chestia asta îmi dau seama că practic eu una tot ce am făcut cu adevărat bun pentru mine a fost să fac lucruri care să mă ajute să ajung la o împăcare așa odată cu mine și odată cu ceilalți. Dar toate astea s-au făcut în timp, nu s-au făcut așa. Deci eu nu cred în chestiile alea, retreat de o săptămână și ieșim după aia. Nu, trebuie să ai timp. Practic, e ca și într-o cură de slăbire. Dacă tu ai pus 10 kg în 2 ani, tot în 2 ani să te aștepți. Da? Nu... Așa. Da. Ce mă marchează pe mine în ultima vreme, credeam că nu o să mă marcheze, sunt... Cum o povesteam înainte de Ioana Marinescu, acum s-au mai întâmplat așa și alte lucruri, oamenii au multe suferințe. Și oamenii care au suferințe, de obicei, atacă în primă fază. Sau au aceste descărcări și uite, de asta mi-aduc aminte și de tata, Dumnezeu să-l ierte. Oamenii când suferă atac. Și da, o să vă zic o chestie ce am învățat-o de la karate. Când cineva te atacă, primul reflex este să fie de apărare și de retragere. Și să lovești doar când chiar este absolut necesar. Este un lucru foarte frumos pe care l-am învățat în Shotokan tradițional.
pentru care sunt recunoscătoare senseilor mei, că atunci când te atacă cineva, chiar și în mod repetat, până când nu este efectiv, te pune problema de viață și de moarte, nu trebuie să reacționezi. Și cred că asta știe valabil în tot ceea ce facem în viață. Bun. Vă reamintesc că pe Facebook și pe Instagram am pus postările cu întâlnirea de pe 29 februarie. Da? Ne vedem. Apropo, bă, văd că deja s-au strâns 8 oameni. Maxim 2 numai, că n-avem cum ocupăm toată camera din față. Cred că vom lua 3 mese. Da? Și e cam atât. Acum trebuie să stau să fac aici o poză frumoasă de thumbnail. În secundă că am realizat ceva, trebuie să avem și un moment de unboxing, ca eu să mă simt beauty blogger. Așa, și avem acest pachetel de la Notino, pentru că am reînceput colaborarea cu ei. Mai este este una dintre colaborările ca influencer de tip barter, care îmi place cel mai mult, pentru că avem un barter real. Și anume, eu îmi iau ce am nevoie, eu le ofer lor articole de care au nevoie, fără ca să existe niște restricții pe parte de cum mă exprim. O să vedeți, de exemplu, articolul în care povestesc chiar despre Black Opium. Foarte personal, foarte așa, și o să vă dați seama de ce. Pentru că încep să am treabă cu adolescenții, pentru că de acum sunt mamă de adolescent, gata să termina cu... Nu pot să spun mai mult, pentru că știți voi cum e cu adolescenții, nu pot să spui nimic, nu pot să... trebuie să le respecti. Și așa este. Recomand, dacă îmi permiteți, un sfat necerut. Mame de adolescente, adolescente, respectați-le copiilor, intimitatea. Bineînțeles, fiți acolo lângă ei, vigilenți. Copiii n-au nevoie de părinți prieteni, au nevoie de părinți pe care se poată baza. Asta este tot ceea ce am observat eu din experiența mea de viață. Pentru că m-am implicat și în... Așa, am fost un fel de babysitter mai major pentru toți verișorii mei și consilier pe teme de educație sexuală. Ca tare, nimic nu vă surprinde. Nu le negați copiilor ceva, ci stați... De... A, nu! Da! Spui, domnule, astea sunt limitele. Hai să vorbim. Mai ales când sunt adolescenți. Vor să fumeze, vor să experimenteze, vor să nu știu ce. Bun, hai să vorbim, să spunem despre ce este vorba. Sau cum am eu o vorbă. Mamă, orice vrei să faci, fă acasă. Vrei să bei, îți iau, mamă, cel mai bun vin. Vrei să fumezi, îți iau cea mai bună țigară. Vrei să ai prima experiență cu o fată, îți plătesc să te duci la un, să vă duceți la un hotel, să vă duceți asta, nu chinuit printr-o parcare, prin... Ne. Jamais. Da. Adolescenții sunt... Că vorbeam de Black Opium, care... au observat că fetele de 13, 14, 15 ani se dau un exces cu Black Opium. Cred că lor le inspiră ceva de femeie, pentru că mi-aduc aminte și eu la 13-14 ani. Doamne, mă rugam, credeți-mă, plângeam, uitam în oglindă și spuneam, cer scuze, să-mi crească și mie, să arăt și eu a femeie, pentru că nu îmi plăcea, că eram atât de mică și slabă și așa. Și mereu ziceam, Doamne, vreau și eu să am fund, vreau și eu să am țâțe, vreau și eu să cresc, vreau și eu să se uite un băiat după mine. Nu eram foarte interesantă pe la 13-14 ani, nici la 15, nici la 16. Abia după 18 am devenit cât de cât prezentabilă și am suferit enorm din chestia asta și atunci înțeleg. Și atunci excesul ăsta de Black Opium pentru fetele foarte tinere, pentru adolescente, le aduce o siguranță. Adică ele zic, bă, m-am dat cu Black Opium, acum mă simt femeie. Efectiv, chestia asta am simțit-o simțind pe foarte multe adolescente, Black Opium, Scandal, La Vie Belle, lor le se pare și chiar că, bă, e un început, e foarte mișto la 13-14 ani să te dai cu La Vie Belle. Da, e normal să te dai, e pentru ele acel parfum. Iar eu mă dau cu Mompari în curând. Mi-a cășunat pe parfumul ăsta rău de tot și de m-am bucurat că e această colaborare cu Notino. Și îmi place și sticluța și Mompari. Este exact... Eu sunt o persoană așa destul de posesivă în raport cu relația mea cu Parisul. Și începem așa, de la un parfum, știi, Mompari până... poate o să iau parfumul ăsta și o să-l pazez la Paris cât de curând. Vedem. Na. Bă, e frumoasă sticluța, în primul rând. Și un floral delicat. Este un floral de pariziancă. De adevărată pariziancă. Este, da, iar eu sunt pariziana de
Eu sunt pariziana de București. Da. Bun. Și ce am mai luat? Am mai luat frumusețea asta. Imediat. Una Ricina Nature. Trebuie să-mi verific un pic stocul pe la ce am eu Nina Ricci. Vreau să fac la un moment dat un clip cu toate parfumurile Nina Ricci pe care le am. Ia uitați. Sticluța, bineînțeles, m-a tentat. Cred că e tot Olivier Cresp la mijloc. Este pe mâna cealaltă. Mm. E proaspă, dar mi se pare... Momentan mi se pare cam generic, dar e prea repede. De Mon Paris știam cum miroase. E un proaspăt cam generic, dar vedem. Și ce mai am? Oh, și pentru că tot vreau și eu să mai revin la produsele de la Uriaș, mi-am luat Age Lift. Așa, ăsta. Și am primit cadou. Odată, pentru că am comandat Uriaș, am primit o măscuță de față. Și pentru că am comandat Nina Ricci, am Nina Fleur. Nu știu de ce îmi bate lumina asta. Ia. Da? Nu știu dacă o să mai prinde, că nu știu cum pun eu clipul ăsta pe YouTube. Bun. Da. Asta a fost, trebuia să vă fac momentul desfacerii coletului ca să intru și eu. Și acum chiar închei acest clip. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's